tău este o harpă. Și încă o hartă, de acum o secolă jumătate, cu fosta comună Pățești, când aceasta cuprindea satele Botești, Pântecești, Slobozia Midrașcu și Bucești. Se pare că în viața ce ție nu-ți place, altuia nu face. Așa cum am procedat eu cu invitații mei din prezidiu, se pare că am făcut același lucru din partea domnului director al Casei de Cultură Odăvești. Vă mulțumesc, este o hartă document pe care am primit-o și harta digitală a noastră sunt amândouă sunt foarte frumoase și le voi monta la mine în birou pentru ca toți cei care intră să le vadă și să poată să le privească. Dragii mei odăbeșteni, dragii mei invitați, așa cum vă spuneam, această întâlnire a noastră am vrut să fie și vreau să fie în continuare una prietenească. De aceea cred că încercăm să dezbrăcăm haina oficială în care suntem aici, în această sală, și vă invit pe toți, absolut pe toți, să continuăm discuțiile pe marginea dezvoltării orașului nostru și a schimbului de opinie pe care putem să-l facem cel mai frumos la un pahar de must și o pastramă în restaurantul de alături de Casa de Cultură, începând chiar din acest moment. Domnul profesor îmi face semn că vrea să spună ceva, permiteți-mi. Eu sunt autorul unor cărți despre negustorul din Focșani și despre o carte în care este prezent și colegiul economic. Daniel Nicolaș a fost elev al colegiului economic și este trecut aici într-o pagină, pentru că liceul la care a predat vreo 30 de ani, vreo 5 ani a fost profesor în Budapest. Și am ținut neapărat Daniel, Aneta mea a fost elevă, mică, și mi-a plăcut foarte mult, s-a ținut foarte mult să fiu în Aneta Urmăvești, să te felicit, pentru că faci ceva deosebit pentru acest oraș. Mulțumesc! Surprizele se țin lanț. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine aici, în această sală. Și așa cum spuneam puțin mai devreme, insist să mergem împreună, absolut toți cei care suntem în această sală, în restaurantul de alături, pentru a continua dezbaterile legate de toamna odăveșteană. Vă mulțumesc!